De asemenea, duminică 4 august la ora 17 la Teatrul Maria Filotei va fi gala Masterclass și considerăm că de asemenea brăilenii care iubesc acest tip de muzică, acest spectacol, pot veni pentru a-l urmări, deoarece este de tradiție, va fi continuat și în anii viitori și considerăm că așa este și normal. Pentru zilele municipiului Brăila vom avea în continuare festivalul Lină Chiralină, festival care de în acest an devine festival internațional de folclor. În perioada 7-10 august la Esplanadă. O să avem și Târgul Național al Meșterilor Populari, Târgul Articarilor și Buchiniștilor pe strada Mihai Eminescu și Parada Mașinilor de Epocă. Duminică avem în două locații desfășurate evenimente. În Grădina Mare avem prezentare de modă și pentru iubitorii de jazz avem următoarele trupe. Alex Calancea and Band, Marius Petrescu și Trenul de Noapte. Sunt două trupe de jazz foarte cunoscute de către cei care adoră acest stil muzical. Iar pe faleză va cânta Alexandra Stan. Luni, spectacolul se desfășoară la faleză și ne adresăm celor care iubesc muzica folk. Vor cânta formațiile Antic, Florin Chiriac and Band și E-Band. Marți, la faleză va cânta Corina, miercuri Antonia, iar joi a trebuit să ținem standardul la fel de înalt, așa cum am făcut de fiecare dată la zilele municipiului Brăila în acești ultimi 3 ani. Concertul va fi început, va fi deschis de Raluca, iar show-ul va fi ținut de Ina. La final vom avea, de asemenea, un spectacol de lasere și artificii.